Conform unui studiu, peste 50% din tinerii români cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani locuiesc cu părinții. Tinerii aleg acest stil de viață pentru că sunt dependenți financiar de părinți și nu au siguranță când vine vorba de a economisi bani. Aceștia își doresc locuri de muncă pe placul lor, cu salarii fabuloase care, din păcate, nu prea se găsesc în România. Trezește-te, mămică! Ai lasă-mă puțin. Ai, puiule, puiule, trezește-te că trebuie să mergem la grădiniță. Nu vreau să merg azi. Of, știi că nu am cu cine să te las acasă. Trebuie să merg la serviciu și taică tu la fel. Cel mai greu e să-l trezesc dimineața ca să plecăm la grădiniță. Când eram mai mic, pe la 14-15 ani, era mai simplu. Acum, la 32, a mai crescut, a mai îmbătrânit, are și el nevoie de somn. Mai stă și noaptea la FIFA? Iar cereale cu lapte! Sunt sănătoase, puiule! Conțin carbohidrați și proteine, am văzut la ce se întâmplă, doctore! Asta am mâncat și ieri, nu poți faci prin niște cartofi prăjiți. Uf, ce-ar face mama, dar nu am timp, trebuie să merg la muncă. Merg la muncă, muncă, muncă și iar muncă, atâta știți voi bătrânii. În fiecare dimineață mă pune să mănânc cereale cu lapte, ca bebeluși. Mai bine m-ar lăsa să dorm mai mult, cum îi lasă pe ceilalți colegi din grupa mea. Nici măcar o cafea nu face, ca să am și eu ce bea la țigară. Ha, să nu mai zic că n-am voie să fumez în casă. Bă, ai văzut ce gol a dat aseară Bellingham cu Barça? O, am și băgat 20 de lei, mi-a dat taică-mi. A scos 90, ești prost? Bună dimineața! Cum spui, mami? Să rămână. Ne scuzați, noi ne-am trezit mai greu astă dimineață și până ne-am îmbrăcat, până am mâncat ceva, da? Stați liniștită. Hai, Ionuțel, hai la joacă cu colegii tăi. Haide! Eu trebuie să fug, că am întârziat la serviciu. Dar vin la 5 după el să-l iau, da? Mami, tu să fii cu minte, da? Mamă, mă faci de râs, pleacă odată! Pupă, mamă, pupă, pa, pa! La revedere și mulțumesc! La revedere! Pleacă! Am emoții de fiecare dată când îl las aici. Doar o mamă poate înțelege ce spun. Azi, mâine, face 50 de ani și o să plece de acasă și... mai profit și eu de momentele astea cât pot. Ai, frate, mi s-a deselectat jucătorul! 4 bucăți ți-am dat în bate, 4! Hai, dăm unul, revanșa? Ei, gata, gata, hai să învățăm și ceva astăzi. Da, doamna! Mi-a ciudat, doamna! Dar am jucat doar 2, lăsați-ne măcar 2 din 3. Haideți că știu că dacă din 3, doamna! O să-mi cere și 3 din 5, gata, nu! Hai, hai să învățăm ceva, hai la lecție! De fiecare dată faci așa. Da. Alaltă ieri ne-am desfăcut și noi o bere. Și imediat a venit să facem ora de responsabilizare a adultului. De parcă ne ajută asta la ceva în viață. Nu, dar astea nu sunt condiții pentru un adult în formare. Asta chiar nu sunt condiții pentru un adult în formare. Vom avea cu Cătălin și chiar o să facem plângere la protecția adultului. Trăștează. Spune ce să... Dacă veniți în față la lecție, vă dau Instagramul unor prietene de ale mele singure! Ieri am învățat pașii pentru obținerea unui loc de muncă. V-am dat și temă pentru acasă, nu? Nu. 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 Temă. Ba da, v-am spus să vă faceți cont pe eJobs. Cine și-a făcut? Mie mi-au tăiat netul cu 2 ani. Eu am vrut să-mi fac, dar n-am știut ce parolă să-mi pun. Mie mi-a picat curentul, dar nici Counter n-am putut să mă joc. Eu am vrut și eu să-mi fac, dar era deja luat numele de Marian și n-am... De fiecare dată se întâmplă așa. Când vreau să le verific temele, găsesc tot felul de scuze. Până la urmă, sunt niște bărbați la 30 și ceva de ani. Sunt în formare. Dar nu le verifică și părinții temele? Ba da. Am discutat cu ei la ședințele cu părinții și au spus că le verifică, doar că nu se pricep foarte bine la tehnologia modernă. Gândiți-vă că săptămâna trecută un elev i-a arătat mamei sale un clasament din League of Legends și i-a spus că este concursul pentru niște posturi la o firmă de IT.
L-a întrebat maică-sa de ce și-a pus numele Witch Killer 1991 Payne. Dar i-a spus că așa își pun IT-știi, nume de cod. L-a crezut, vă dați seama. S-a bucurat că s-a angajat. Așa, de ce e important să ne găsim un loc de muncă? Ca să-și bată joc patronii de noi, 25 de milioane. Nu. Nu, ca să ne arunci părinții în stradă ca pe niște boarfe de parcă n-am însemnat nimic. Da, cu mentalitatea aia comunistă, că la 18 ani pleci de acasă, gata, am scăpat. Nu, nu e adevărat. Nu, nu, când ai mai mare nevoie de ajutor, când ești în formare la 25-30 de ani, vor să stai aripile. Du-te, descurcă-te singur, independent! Da, 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 ca așa e, ca așa vreau să vă rinți. Să ne potolim, să ne potolim. Nu e adevărat, nu vă vrea nimeni răul. Atât aici la grădiniță, cât și acasă la părinții voștri, vi se dorește binele. Vi se dorește binele? Bullshit! Vor să ne exploateze ca pe sclavi. Asta vor. Da, vor să ne trimite la muncă, la program. Da, da, să ne pună să începem de jos, de acolo ca fraierii. Da, pe 25 de milioane, bani amărâți de un tricou. Atât tricou ăsta. Cât v-ați dori ca să fiți mulțumiți? Nu știu, 2500 de euro. Pentru început, așa, la început. Dar ce știți să faceți de banii ăștia? Ce știți să faceți de... Ăsta e ca ei, nu? Că l-am văzut. Mi-am dat seama din prima. Are vreo 50 de ani, uite la el. E din ăla cu munca. Da, are danful ăla de muncă pe el. Pe ce vrei, mă, să știm să facem dacă n-am făcut niciodată? Dar învățăm, mă, moșule, învățăm, da! De capul tău. Și până când învățați, nu ați vrea să vă coborâți pretențiile? Nu, mai nu, că plecăm, nu? Plecăm, nu mai pun cu sclavi ăsta. Băi, bă, gata, mă, cu mentalitatea asta de sărac. Dar du-te tu, mă, să muncești pe 25 de milioane. Du-te tu. Băi, avem mai mulți bani de la părinți decât ai tu din muncă, mă. Hai, mă, Cătăline. Ia și scaunul. Văd că nu vă place materia asta cu munca. Haide să facem ceva mai distractiv. Mutatul de acasă. Repetați după mine. Mă mut singur într-o chirie. La garsonierul confort 4, când daci că acolo vor să ne place. Și mă voi gospodări singur. Să nu mai comandăm mâncare, să stăm la cratiță și să facem curat toată ziua ca sclavi. Ca să le ușurez părinților mei bătrânețea. Tare bătrân, mai sunt la 60 de ani, Doamne iartă. Ia uite, s-a făcut ora plecării. Haide să ne mai jucăm ceva până vin părinții. Bine, băi, în sfârșit o fim. Ne vom juca de angajatul și angajator. Cel mai tâmpit joc e în realitate. Nu-i pe consolă, nici măcar pe telefon. Ca în evul mediu, așa. Îl jucăm de 5 ani și am pus în tot felul de ipostaze. Patroni, manageri, angajați. Tot îmi spun că Becali n-a avut nevoie de exercițiu ca să ajungă unde e. Ok, deci o să-ți dau ție salariu, 2500 de lei. Hai, frate, nici în joc nu-mi dai mai mult. Păi n-am de unde, că mai dau încă pe atâta la stat. Ne-a zis doamna să fim realiști. Și eu am copii de întreținut. N-ai copii de întreținut. Ar trebui să am la vârsta mea. Dar zis doamna să fim realiști. Dar mă, frate, dar înțelege-mă că am și dividende, am și cease și cease se. Mersi, ma. Mami! Mergem? Da, puiule, dar du-te și te schimbă că eu vorbesc puțin cu doamna educatoare, da? Da, spuneți, cum se descurcă? Niciun progres, sunt niște adulți problemă. Și ce ar trebui să fac? Să-l țineți mai din scurt, să nu mai faceți toate mofturile, să-l învățați să obțină singur ce vrea. Am înțeles, așa o să fac, mulțumesc. La revedere, ne vedem mâine dimineață. Sigur. Mulțumesc. La revedere. Nu o să fac asta. Ce faci, băi? Păi am intrat în baza lor și n-am salvat! Gata cu lenevitul de astăzi, te apuci de treabă! Păi fac treabă! Săptămâna trecută ți-am pornit mașina de spălat, că ai uitat tu! Pui mâna să înveți, cauți ceva de muncă, câștigi banii tăi, te muți la casa ta și apoi gata, ești liber, poți să joci jocurile astea cât vrei tu toată noaptea. Gata. Am pus piciorul în prag. Așa nu se mai poate. Are 32 de ani și încă-i port de grijă. Eu la 31 de ani îl aveam pe el și două locuri de muncă.
De astăzi schimbăm foaia. Chiar sunt hotărâtă să... Mama! Da, puiule? Vreau macaroane cu brânză! Imediat, puiule! Îi plac mult astea. În fiecare lună are câte o ieșire din asta cu... Schimbăm foaia! Cu... Da, după aia își revine și mă răsfață. Că doar... E mama.